Fly me to the moon. Let me play. Hai să luăm un și bine v-am găsit la un nou episod. Dacă nu știți cui mă adresez când zic oameni buni, voi sunteți oameni buni. Oameni buni este familia noastră. Suntem cea mai puternică familie on YouTube. Dacă nu sunt, ca să intrați în oameni buni, trebuie să vă abonați și dați pe clopoțel. Dacă nu sunteți până acum oameni buni, sunteți proști sau ceva, cum? De ce nu dați subscribe? De ce nu mă gândesc niciodată la ce vreau să spun? De ce? Haideți să trecem în știri. Scenariul e foarte mic pentru că trebuie să mi se asorteze cu părul de pe laturi. Doamne ferește. Haideți să trecem în știri, oameni buni. În prima știre de astăzi îl avem pe Ilies Vlogs sau Ilie Taur... Ilie cum? Ilie Bivol. Care și-a șters efectiv, practic, canalul, nu și-a șters canalul, și-a șters videoclipele și da, cred că chiar îți șterse pentru că acolo este playlist și dacă dai, scrie videoclip șters, nu știu ce, aia e. Nu sunt eu prea la curent cu astea, dar din câte am înțeles, Ilie și-a șters clipele pentru că așa a vrut. Nu știu. Și l-a șters. Nu, ce dracu, ce e așa din ciudat? Din câte am înțeles eu, Ilie Bivol și-a șters videoclipurile pentru că din cauza hate-ului, pentru că oamenii ziceau că băi Ilie, bă, noi ți-am dat bani să faci skatepark și tu mânci la Mac și de asta, nu știu, însă este foarte controversată povestea, s-au făcut mai multe clipuri pe acest subiect, după care Ilie Tau Bivol a postat chestii foarte ciudate pe Instagram, precum această fotografie. Unde dracu-i? Nu am această fotografie, dar... Voi sigur o vedeți aici pentru că știu să editez foarte bine. În această fotografie puteți să vedeți cum Ilie mângâie un cuțit. Nu știm de ce, însă o simți nevoia să îl mângâie. Asta este. S-a mai actualizat situația, dacă ne uităm pe canalul dânsului, avem aici, stai că aici am o poză. La început Ilie și-a șters și imaginea de profil și de copertă, însă acum, astăzi... Când acum? Însă astăzi, 10 decembrie, Ilie Bivol a pus... o fotografie nouă de copertă în care scrie Mother Yuckers. Hai să vedem ce înseamnă Yuckers, că nu știu ce înseamnă. Yuckers translate. Cred că nu o să aflăm niciodată și scrie că new episode Wednesday day. Scrie că o să pun un episod în curând. O să vedem ce se întâmplă, aia e. Eu din toată povestea asta am ajuns la o concluzie. Nu faceți skateparcuri, pentru că uitați ce se întâmplă, pui mei. No, eu înțeleg acum, no, vrei să faci skatepark, dar... Da, nu ăla și ăia de la board shop, ui ce-ți fac, sau nu? Nu faceți skateparcuri, mă, că... Uitați ce se întâmplă, mângâi cuțite, să vă aduci. Cred că e și ziua lui azi. Am văzut ceva pe Instagram, dacă îi la mulți ani, tati. Haideți să continuăm cu știrile! Cred că ați observat și voi că eu n-am lumină în cameră. Nu asta ați observat, vreau să zic altceva, însă mi-am dat seama că n-am lumină. Muc se trai o pierdea, chiar dacă nu știu cu nimic. Wow, Bogdan, eroul vostru. Cred că ați observat și voi că a apărut YouTube Rewind 2017, care chiar și-au schimbat numele, stai că era altceva. YouTube, hey, yo, good morning, what's poppin'? Rewind. The Shape of 2K17, da, n-am apărut, m-o chemat, dar... Ce dramă duc eu să apar acum peste tot. Da, no, la anul, dacă se comportă frumos, poate mă duc. Și nu a apărut PewDiePie, mă. Eu înțeleg că nu a apărut PewDiePie, dar știți cine nu a apărut? Nu a apărut Alvarez, mă, dă-l, bă, dracu. Cum? Cum să apară niște neînsemnați acolo precum KSI, Logan Paul, Jacksepticeye și nu a apărut Alvarez, mă? Păi el cu The Strongest Family on YouTube nu a apărut. You know what I'm talking about, Strongest Family on YouTube. Nici nu mă duc și dau dislike la Rewind. YouTube, Rewind. Dislike, frate. Și scriem aici, la anul îl vrem pe Alvarez. Aia e, nu a apărut, anul viitor să sperăm că o să fie mai bine. You know what I'm talking about, Strongest Family on YouTube. Mai erau și niște statistici, puteți observa că pe primul loc în toată țara, cea mai populară chestie, adică piesa a fost Shape of You, după care Bruno Mars, ăsta I like the way I like, de astea, foarte bun, bravo băieți, ieri am fost cu ei la, aici la băuție, no.
ne-am felicitat, aia e, au zis bravo Bogdan, nu știu ce. În fine, haideți să continuăm cu știrile. Practic, în trending n-am ce să vă arăt pentru că e foarte varză. Uite un tir. Ale, frate. În trending nu am ce să vă arăt pentru că e varză. Efectiv, e varză. E numai official video, music, Dani Mocanu, Acadele și de-astea. Dar, ceva foarte interesant, chiar astăzi a pus Miley piesă. Chiar astăzi îi în trending. Pe poi mâine îi pe locul 1 în trending. Cel mai probabil, bravo Smilei, ești foarte tare. A, da, și bă, omule, trebuie să zic ceva de Ioana Ignat, hai mă, da. Tătu uit. Hai nu, gândiți-o un pic pe asta. O, lăsați că vă lăsă aici un print screen și poate vă explic, că nu prea știți. Dar e bună gluma așa de felul ei. Deci, practic, Ioana a postat o melodie, nu mă uita, noi am zis că am uitat-o, asta e gluma, știi că am zis ce i-au zis să nu facem și e foarte amuzant. Probabil ați văzut că n-am mai postat de mult, uite altir, cred că e fragisolul ăla. Așa, ați văzut că n-am mai postat de foarte mult timp pentru că au fost multe pe capul meu. S-a pus un liliac odată. Și nici clipul ăsta nu trebuia să apară pe YouTube, nici nu trebuia să-l filmez, însă am simțit, frate, nevoia să filmez, să vă arăt content de calitate, pentru că, vă rog frumos, sunt singurul care face content de calitate pe această platformă, eu cu fratele meu Alvi, cum îmi place mie să-i zic. That's a 10. Cred că atâta, oameni buni, nu vreau să lungesc pentru că mie îmi place să fac episoade scurte și amuzante. Bă, scurte, măcar scurte. Mulțumiți-vă cu scurte, amuzante, altă dată. Vă las că vreau să-l și termin, să-l și editez, să-l și postez. Mâine cred că am teză și eu filmez. Trebuie să învăț pentru teză, da. Ne vedem episodul următor. Nu uitați că o să vină seria aia cu clipuri în fiecare zi. Dați pe clopoțel și atât. Abonați-vă că eu nu vă dau un cap în gură. With the foot. The foot like the picior, you know? Nu, eu nu înjur. Eu sunt foarte pașnic. Doamne ajută, cred că o să punem o melodie de Crăciun, lăsăm sârba sau habar n-am. Doamne, Doamne, pa!